Bine v-am regăsit, stimați telespectatori și dragi prieteni ai emisiunii Cafeneaua Spirituală. Am invitat astăzi în studio un vechi prieten care nu a mai fost de mult în studio Tutoval. Bine ai venit, Andy! Bine v-am găsit! Deci să-l prezint pe domnul Bosoi Valentin Andrei, terapeut și masor, adică terapeut masor și Reiki, exact. Profesor Reiki. O să vorbim astăzi, fiindcă avem un terapeut, energoterapeut de fapt, despre masaj și terapiile energetice. Un terapeut, ca să aibă rezultate în tratamentul pe care îl face, trebuie să intre în contact cu sinele său și, de asemenea, intrând în contact cu sinele său, intră în contact și cu sinele pacientului. Exact. Și în felul acesta permite energiei creatoare să înfăptuiască vindecarea. Deci a fi terapeut este un privilegiu, este o binecuvântare, este un rol important pe care îl are de înfăptuit și poate să ajungă prin aceste terapii, dacă este un maestru în ele, poate să ajungă chiar la sufletul pacientului și chiar să-i schimbe acestuia modul de viață, chiar să-l facă să fie conștient, să-și corect, regăsească eu-l. Corect. Deci o să vorbim și despre masaj și despre terapie energetice, dar o să te întreb la început dacă pentru practicantul de masaj are vreo importanță dacă este inițiat și într-o terapie energetică? Din câte am învățat eu și din câte ai observat din practică. Și bineînțeles, la contactul cu foarte multe persoane din toate categoriile sociale, pentru că un terapeut în primul rând învață și de la pacienții lui, pe lângă ce a învățat el în decursul timpului. Învață în primul rând să fie în triunghiul adevărului, pentru că în viață sunt două triunghiuri. Un triunghi al adversității, din care un om, mulți oameni trăiesc în acest triunghi, adică una gândește, una spune și alta face. Ar trebui ca mulți oameni să trăiască în triunghiul adevărului, adică în dorință, în perseverență și în credință. Abia atunci o să se schimbe foarte mulți oameni. A fi terapeut înseamnă a fi om, în primul rând. Am învățat să lucrez la nivel spiritual, pentru că așa se începe un masaj terapeutic adevărat, la nivel spiritual, apoi la nivel afectiv emoțional și abia apoi pe corpul fizic. Asta înseamnă să înveți încet, încet, cu răbdare, să lucrezi pe celulă, să începi de la celulă și apoi să continui pe toate meridianele. În masajul care îl practici tu, deci tu ești tehnician masor și da, acum ai terminat cursurile pentru... Am terminat și cursurile... Masaj terapeutic. Exact, nu? Da. Voi să întreb despre masajul terapeutic. Spuneai tu, când am vorbit împreună, că are mai multe... Deci se practică da, mai multe feluri, nu? Sunt mai multe specialități, nu? Bineînțeles, da, bineînțeles. Poți să-mi spui câteva dintre ele? Bineînțeles, este, deci, masajul terapeutic în sine, care începe de la masajul firului de păr pe toate meridianele corpului până în talpă. Un corp, un organism este dispus, cum să vă spun, pe ambele tălpi, pe ambele palme și pe ambele urechi. Deci pe ureche găsim întregul organism uman. Ca de asemenea și pe palme și exact, în talpă. Exact. Alte forme ale masajului terapeutic este masajul energetic, de care vă spuneam mai devreme, la care se lucrează exact pe aură, se începe pe aură. Sunt formele de masaj shiatsu, de care știți și dumneavoastră foarte bine. Masajul tailandez este o altă formă foarte cunoscută. Sujok este o formă prin care masajul se aplică cu semințe
cum ar fi semințele de măr sau diferite semințe crude, se aplică pe locul dureros și apoi se aplică un plasture. Se lasă 24 de ore și acea semințe extrage tot din locul dureros. Asta este un masaj despre care n-am auzit. Da, da. Sunt 19 tipuri de masaj, 19 alternative. Da, despre masajul tuina chinezesc. Este, da. Sau, este și tuina, da. De răzuire. Exact. Mai este un masaj, nu mi-aduc aminte cum se numește. Da. Și de asemenea se mai face, se practică și masajul cu ventuze. Exact. Da. Exact. L-am practicat și masajul cu ventuze, da, și masajul cu tuina. Da. De obicei, cu tuina se folosește prin răzuire, cum a spus și dumneavoastră foarte bine, se răzuiește pe locul dureros, cu mișcări de du-te vino, da, și apoi o să vedeți urmările acestui tip de masaj. Se înroșește foarte puternic acel loc, adică durerea, spre exemplu, sau să-i spunem o boală. Eu mă feresc foarte mult de cuvântul ăsta boală, pentru că nu există așa ceva. Sunt lecții. Și prin acel masaj se poate vindeca, pur și simplu. Dar masajul, deci energetic, da, a fost descoperit cu mii de ani în urmă. Exact. Începând din China, da, antică, deci cam acum 3000 de ani. Da. După aceea în India s-au găsit scrieri 2800 de ani. Da. Și în antichitate și chiar și în Occident, sau la noi, în jurul nostru, în Grecia antică, da. În Roma antică s-au găsit scrieri și în, de asemenea, în perioada Renașterii, un Hieronymus Mercurialis, în 1569, a scris o carte de arte gimnastică. Da. Da. Deci sunt terapii foarte vechi și exact, în țările unde a început să se practice, în China este dezvoltat foarte puternic. E foarte puternic și e un alt fel de stil, adică un alt stil de viață față de europeni sau de occidentali. Informațiile de la ei au venit cireat cam greu în partea occidentală, în partea Europei. Pentru că ei au considerat că oamenii de aici nu erau pregătiți în totalitate pentru a primi aceste informații. Deci a ei accentul se pune pe amplificarea energiei Qi. Exact, exact. Care circulă. Deci Qiu se mai numește prana sau mana sau cum vreau. Da. Sunt mai multe denumiri, da, în funcție de zona din care provine. Exact. Și de asemenea se pune accentul și pe polaritatea Yin-Yang. Yin-Yang. Exact. Pentru că nu poți trata corpul ținând cont numai de un singur element, ele lucrează amândouă împreună, Yin și Yang. Și se folosește, sunt mai multe tehnici care se folosesc în legătură cu echilibrarea acestor energii. Una este chiar alimentația. Exact. Și deci tratamentele energetice care, da, se practică, la fel, se echilibrează aceste două energii. Corect. Deci, poți să ne spui mai multe în legătură cu aceste tratamente energetice? Tu, de exemplu, în Reiki, da, îți folosești, nu? Atunci când practici masajul, poți să... Bineînțeles. Deci folosești și Reiki. Chiar dacă pacientul nu știe, pentru că el... Poate sunt pacienți care nu știu, dar exact, mâinile tot... Îi transmiți energie, nu? Exact. Masajul terapeutic constă și în a lucra la modul subtil. Da. Nu numai să folosești palmii. Exact. Da. Deci, fiind atent la ceea ce simți. Exact. Deci, se spune că întotdeauna trebuie să tratezi cu iubire. Iubirea este... De asta oamenii au probleme, din cauza că au lipsă de iubire. Și noi, transmițându-le foarte iubire... Sunt foarte mulți oameni care au foarte multe disfuncții. Da. Din cauza lipsei iubirii. Sunt persoane care vindecă numai cu iubirea, nu? Cunoști o asemenea persoană? Numai cu simpla prezență. Da, cunoști. Da. Sunt.
Da. Sunt. Unul este Brațo, exact. Croat, din Croația, care da. El unde merge, nici nu vorbește, nici nimic, pur și simplu se uită în ochii oamenilor exact. Și le transmite iubire. Și la prezență. Da, și oamenii simt această iubire și încep să se manifeste, încep să plângă, încep să aibă tot felul de manifestări de astea. Exact. Și chiar vindecă și de la distanță, vin oamenii cu fotografii, cu obiecte ale celor bolnavi. Foarte adevărat. Da. Aș vrea să-l vedem și în țară la noi. Nu cred că a fost vreodată. Cu siguranță o să vină. Cred că merităm asta, nu? Din plin. Da. Ce poți să ne spui despre efectul de transpirare în urma masajului, care deci este, de obicei se produce da. Transpirația și se elimină toxinele, nu? Exact. Foarte mulți oameni m-au întrebat de ce transpiră da. Chiar evident. Da. Și am explicat fiecare în parte, pentru că se elimină, se face o detoxifiere a organismului, că se lucrează și pe, și pe limfă, pe drenajul limfatic. Da. Este un masaj special pentru limfă? Da. Pe ce se bazează? Pe talpă. Pe laba piciorului se lucrează. Da. Da. Și pe abdomen? Și pe abdomen. Și pe abdomen, nu? Pentru că m-am gândit la diafragm, pentru că diafragma da. Are rolul să intensifice circulația limfatică. Da, da, da. Respirând cu capacitatea plămânilor, făcând exact. Respirația abdominală, care da. Este cea mai indicată și care poate să te vindece exact. De anumite boli. Foarte mulți oameni da. Uită să respire, adică nu știu să respire da. Corect. Deci în felul acesta, plus că ai mai mult oxigen și mai mult aer și sângele se curăță mai bine, da. Ai și drenajul limfatic care se face exact. Foarte bine. Atunci când se fac terapie de astea pentru ca să transpire, trebuie luate niște măsuri, nu? Ca să nu, de exemplu, să nu stea în curent pacientul. Exact. Să, da, da trebuie create anumite condiții. Da. În primul rând, totul ține de igiena. Să folosesc prosoape de hârtie, să folosesc prosoape, să folosesc uleiuri, depinde de la persoană la persoană. Da. Dar masajul ortopedic, ce, deci asta este masajul care se face la picioare? Ortopedic sau se face și la mâini și la picioare? Și la mâini și la picioare. Și la mâini și la picioare. Da, da, da. Deci am găsit aici că masajul ortopedic este pentru, se face pentru mușchi, pentru da. Restaurarea echilibrului trupului, reeducare neuromusculară. Da. Și aici se practică și stretching-ul. Exact. Ce este stretching-ul? Deci, ce înseamnă stretching? O întindere, se lucrează și pe ligamente, se lucrează pe tendoane. Și ce rol au întinderile astea? Deci, ca să întinzi mușchii, să... Da, da, da. Da, da. Da. Întinzându-i, ei după aceea funcționează mai bine, nu? Exact. Da. De obicei se folosește foarte mult la sportivi. La cei la care... sportivi, da. Da. În șiațul se practică combinate, da. Șiațul și... Dar tu practici șiațul sau... Mai puțin. Asemănător. Asemănător, da. Deci, asemănător cu șiațul. Asemănător, da. Deci se lucrează pe meridiane și pe punctele de acupunctură. Exact. Deci sunt tehnici energetice prin care transmiți energia da. Iubirii, ca da. Să-i spunem așa, pentru că asta vindecă. Exact. Și tehnici care deblochează energia în corp, nu? Corect. Dintre tehnicile care deblochează energia, care ar mai fi în afară de acupunctură? Presupunctura. Presupunctura, da. Presupunctura, reflexoterapia. Reflexoterapia, da. Da. Reflexoterapia care se practică în talpă de obicei, da. Nu? Da. Da. Și cum spuneai, are legătură cu toate întregul organele, organism, cu exact. toate sistemele din corp. Exact. Vreau să spun legat de reflexoterapie că poți să o faci singur. Deci telespectatorii care sunt cu siguranță. Care au probleme pot să-și da. Facă singur reflexoterapie pentru că este benefic. Chiar dacă nu știi locul exact unde sunt organele, dar apăsând pe toate punctele din talpă stimulezi exact. Toți nervii din talpă care duc la organele respective. Intuiția da. Lucrează. Da. Și eu chiar recomand să se facă un masaj pentru rinichi,
care se întărește. Deci rinichii sunt baza, exact. Forța omului este în rinichi. Și stimulând rinichii, crește forța, crește puterea. Corect. Și atunci este important să știi cum se face un masaj pentru rinichi. Eu o să prezint două tipuri de masaj pentru rinichi. Unul este în talpă, care se face în sensul acelor de ceas în ambele părți, în ambele tălpi, da. Deci pe rând. De 50 de ori într-o talpă și 50 de ori în altă parte. Deci în mijlocul tălpii. Da. Mijlocul tălpii se rotește de 50 de ori. Așa. Întâi într-o talpă și până cealaltă. Și celălalt masaj este în zona rinichilor, se freacă palmele, se așează pe rinichi, se freacă, da. Să se încălzească, se așează, da. Pe rinichi. După aceea se face o mișcare circulară, încep în jos, după aceea întorcându-se în sus și la, da. De trei ori se repetă această mișcare și după fiecare se bate de câteva ori în zona rinichilor, exact. Încetul. Da, da, da. Și în felul acesta se stimulează rinichii. Aceste exerciții le fac în fiecare zi. Foarte bine. Și mă simt foarte bine. Mă bucur. Da. Deci sunt foarte multe exerciții care sunt benefice pentru organism. Acesta este unul dintre ele și este bazat pe masaj. Mai sunt masaje care se fac tot din practica chineză, din taoism. Da. Masaje pentru digestie, deci se fac pentru stomac, masaje pentru ficat, pentru stomac, pentru splină, pentru toate organele interne. Da. După aceea masajul pe meridiane, la picioare și la mâini, de 12 ori la mâini. Exact. Așa, într-o parte și alta, de 12 ori la picioare într-o parte și alta, da. Și la urmă la picioare se bate pe mușchii interiori, exact. Pe coapse. Despre afecțiuni în care este folosit masajul. Sunt câteva afecțiuni în care nu se poate folosi. Deci încep cu ele, întâi, exact. Când nu se poate folosi. Exact, da. Pe afecțiunile neurologice. Da. Pe răni. Exact, pe răni. Mai sunt pe afecțiunile contagioase. Și atunci când pacientul este obosit, deci da. Asta, când este înfometat, deci exact. Dacă este foame, da. Sau a consumat alcool. Exact, nu? Da. Nu este indicat să facă. De asemenea, în cazuri de ulcer am mai da. Citit, da, boli da. De piele. Pe afecțiunile respiratorii, da. Pe infarct. Da, da, da. Da. Și la cancer? Eu să vă spun. La anumite tipuri? La anumite tipuri. Eu am lucrat da. Pe persoane cu, da. Cu cancer. Da. Dar poate mai mult energetic? Exact. Da. Cu masaj mai puțin, nu? Masaj mai puțin, da. Pe anumite puncte, uh-huh. mai mult tehnici. Câteva rezultate din practică așa mai spectaculoase, mai deosebite? M-am învățat în decursul timpului să nu... Nu e vorba să nu le spun, e vorba... Nu, dar fără să spui numele. Da. Au fost și rezultate cu cancere la sân, cu cancere pe zona stomacului, cu tumori, da. Cu fibromuterin, cred că așa se numește în termenii medicali. Da, da. Adică au făcut o persoană două ședințe și la a treia ședință, înainte de a începe ședința, m-a sunat și mi-a spus că a făcut ecografie și s-a retras total acel fibrom. Cazuri sunt. Prefer să vorbesc mai puțin despre ele pentru că am învățat... Sau despre probleme la mers, la picioare. Exact. Da, da, da. Da, da. Îmi spuneai tu mie de un caz care l-ai avut... Da. Și acum efecte și beneficii sau... Da, efecte și beneficii la masaj. De obicei, o persoană când vine la masaj, trebuie învățată. Trebuie învățată să respecte un pic alimentația, da. Să consume anumite lichide, adică anumite lichide, apă în general. Un surplus pe lângă apă ar merge foarte bine argila albastră, pentru că are niște rezultate foarte frumoase în tot corpul. Asta se poate utiliza și extern și intern. Da. Asta o găsiți oriunde, la plafar. Da. Mai este un amestec pe care l-am învățat de la cineva cunoscut, un amestec din turmeric pulbere, amestecat cu galbenuș de ou și cu miere de albine. Da, vă sfătuiesc să încercați. Eu știam de galbenuș de ou da. Și cu miere de albine, asta așa. Consumat și eu, dar așa. Turmeric nu știam. Și cu turmeric, să vedeți da. Ce efect are. Da, turmericul se găsește la plafar? Exact, sau? Da, sub formă de pulbere. N-am niciodată. Încercați.
Da. Și acum, deci, efecte ale masajului asupra mușchilor, asupra circulației, asupra... Masajul terapeutic lucrează pe absolut tot. Tot corpul, nu? Exact. Deci toate sistemele, tot, și sistemul exact. Osos, și muscular, și nervos, exact. Și tot, nu? Corect. Da. Da. Despre ce părere ai despre legătură? Este o legătură între minte, mână și suflet? Corect, este. Da? E adevărat. Și așa cum un instrumentist sau un da. Solist vocal cântă folosindu-și și mintea și sufletul, da. Tot la fel și terapeutul folosindu-și mâna în legătură cu mintea și cu inima, el poate avea rezultate deosebite. Cu siguranță. Da, și poate chiar ajunge la sufletul. Trup, minte, suflet. Da. Deci, cam acestea au fost cele despre care am putut astăzi să vorbim, pentru că timpul emisiunii s-a sfârșit. Mulțumesc că ai răspuns invitației mele, te mai aștept și alte emisiuni. Vă mulțumesc și eu și vă mulțumesc și dumneavoastră și pentru atenție. Mulțumesc telespectatorilor pentru că ne-au urmărit și vă aștept la alte emisiuni interesante. La revedere! La revedere! Sănătate multă!